Am acceptat cu oarecare șovăială invitația părintelui Galeriu de a participa la lansarea acestor cărți ale harismei și în special a volumului întâi din Filocalie, ediția treia, pentru că vârsta îmi îngreunează aceste participări, dar am făcut-o pentru că m-a mânat trebuința de a mulțumi părintelui Galeriu și editurii Harisma de a publica din nou această lucrare, care a fost publicată primele două ediții în 1945, atunci când începea o epocă amenințătoare pentru credință, dar am publicat-o în exemplare puține, așa cum era obiceiul atunci, în vreo 1000 de exemplare și s-a răspândit cu o iuțeală de fulger. Și lumea a rămas, în cea mai mare parte, cu mare dorință de a avea această carte și de a se folosi de ea, auzind de la cei ce o aveau, ce conținut adânc, bogat, ziditor are această colecție. Într-adevăr, cinstiți credincioși, Filocalia, care s-ar putea traduce în românește cu iubirea de bunătate, bunătate care e și frumusețe adevărată, a constituit în tot trecutul mănăstirilor ortodoxe hrana fundamentală a vieților duhovnicești. Și deci și a mănăstirilor noastre din Moldova, din Muntenia, a monahilor noștri și prin ei a poporului nostru. Este o hrană specific ortodoxă, o hrană spirituală care caracterizează ortodoxia, prin care noi suntem altceva, ceva cu mult superior față de toate formele pe care le-a luat creștinismul în Occident. Forme mult scăzute de la nivelul evanghelic și al Sfinților Părinți. Este de ajuns să amintesc că această colecție descrie drumul pe care trebuie să-l facă omul spre Hristos și cu ajutorul lui Hristos spre a fi tot mai aproape de El, tot mai unită cu El. Lucru care nu se întâmplă în formele occidentale ale creștinismului. Vreau să citesc doar din primul volum unele cuvinte ale Sfântului Marcu Ascetul, Marcu Pusnicul, care spune că noi împlinim cele ce se spun în această carte și cele ce se cer din harul lui Hristos pe care l-am primit la botez. Fără taine, fără sfintele taine, noi nu putem înainta în viața unită cu Hristos. Harul este energia necreată, cum se mai spune, unda de putere a lui Hristos care este în noi, ceea ce n-are Occidentul. Ce deosebire este între acest fel de
creștinism și între creștinismul nostru învățat prin Filocalie și descris de Filocalie ca drum al vieții noastre spirituale. Ne învață să luptăm cu patimile, cu cele 8 patimi, cu lăcomia pântecelui, cu plăcerile unirii trupești desfrânate, cu lăcomia de arginți, cu mânia, cu întristarea pentru nemulțumirile vieții pământești, cu trândăvia în cele bune, cu slava deșartă, cu mândria, ca lăpădându-ne de acestea și curățindu-ne asemenea umanității pe care a luat-o Fiul lui Dumnezeu ca să o noiască, să ne unim cu El, Cel pe care îl avem în botez, privind cu ochii minții spre adâncul inimii noastre, spre adâncul ființii noastre, ca să-L simțim în lumină pe Hristos cu noi. Și așa poporul nostru trăiește taina lui Hristos pretutindeni.